Acum, vis-a-vis de, știu eu, cum demersul reformei. Anterior, mai cât nu asistasem la o campanie electorală, a plecat Andrei Năstase din platformă, dar demagogia lui a rămas. Deci ați punctat niște lucruri rupte din context. Directorul SIS-ului este persoană apolitică. Uitați-vă, vă rog, mediul de unde el vine, faceți-vă o închipuire. Mulțumim directorul CNA-ului. Așa, la moment, dacă ați dat o notă. Deci, eu am careva opinii, careva, bine, mai puțin la SIS, mai mult la CNA, dar dați-mi voie atât cât discutăm activitatea așa cum aia este pe rol, deci activitatea CNA și a Procuraturii Anticorupției și dosarele astea le spun în fracțiune, fiindcă sunt niște lucruri pe care le discutăm. Mulțumiți, nemulțumiți, nu o să fie mulțumită fracțiunea. Noi nu asistăm la discuțiile deci, din fracțiune, domnule Jacot. Uitați-vă, dumneavoastră în Parlament ați ridicat mâna pentru deci, anumite persoane atunci când au fost investite. Mereu este loc de mai bine și atunci cât de bine n-ar fi, oricum suntem nemulțumiți că nu este încă și mai bine. Aia o întrebare filosofică. Domnul Spânu, ce funcție are azi în partid? Era secretar general, mai este secretar general? El este vicepreședinte. Ok, vicepreședinte. Ieri vicepreședintele PAS. Dați-mi la o emisiune. Nu, vă pun o întrebare ca revenim la... Ca să fii mai interactiv. Ieri vicepreședintele PAS spunea în felul următor că dumnealui au intentat dosare penale și au băut sânge și tot așa mai departe. Deci lucrul ăsta l-am discutat și la birou național. Câteva personaje din nivel mediu și jos din cadrul SIS și le-au dat numele. Și câteva personaje din cadrul CNA. Drept că dumnealui nu a avut curajul să spună, stați un pic, voi domnule, ca să-ți intenteze, ții dosar penal sau ca să facă acțiuni de urmărire penală sau de altceva, nu-ți face funcționarașul acela mic de la SIS sau de la CNA. Omul trebuie să ia sub țoară mapă, spune, am o informație despre Spânu, domnul director, vă rog, somnați aici. Și el oricum a fost la șeful SIS, și sau la, SIS, deci, la șeful CNA, respectiv dacă și există plângeri, există asupra lor. Numai că dumnealui nu a avut curaj atât de mare. Iată, dumneavoastră, sesizați aceste lucruri, că există o singură persoană care răspunde. Domnul Tean, am înțeles întrebarea, mersi că m-ați ajutat. Nu știu, deci a fost încă o petricică, dar o primesc pe asta. Acum dați-mi voie să răspund ceea ce am început. Deci, de directorul SIS am spus, directorul CNA, iarăși, vă uitați în CV-ul lui și vedeți pe cât el este de politic, vă uitați la cârmă Procuraturii Anticorupției, cine se află, dacă aici este multă politică, nu știu. Deci vă uitați la cârmă Procuraturii Generale, este om din sistem, are ceva tangenți cu politica, el a priori nu poate să fie om politic fiind în procuratură. În toate instituțiile încercăm să... La Procuratura Anticorupției chiar a fost concurs. Noi ne aducem aminte pe unde au fost făcute concursurile, dar nu s-au mai clarificat procuratorul. Hai lăsați, că speculații sunt multe, dar... Nu, eu, nu vă supărați, deci, eu chiar am răspuns. Dați-mi voie, am să termin gândul. Deci okay, eu am răspuns la ceea ce ține de greșelile pasului, așa numite, că așa v-ați exprimat. Acum, vis-a-vis de afirmațiile lui Spânu. Noi suntem de părere, deci toți din fracțiune, toți din PAS, că lucrurile trebuie să meargă de la sine corect. Nu este corect un președinte de partid, un președinte de parlament, de țară, de cine ar fi, să vină și spună, uite, omul ăsta n-a greșit. Vă rog, nu-i faceți dosar penal. Vă rog, luați în considerație asta, nu este corect. Și faptul că apare un dosar, în baza la un document Word făcut de șor. Deci putem presupune orice, că e un sabotaj intern, dați-mi voie. Dați-mi voie. Vorbiți deja din bucătărie. Deci, a fost un document Word cu indicația la niște conturi și iată în baza lui CNA-ul a luat atitudine și dar a deschis dosar penal. Deputat, de unde acum, știți de date din dosare? Că eu deputat am fost, niciodată nimeni nu venea cu dosarele. Poate personalul i-a spus domnul Spânu. Exact. Deci subiectul respectiv s-a discutat într-un format la fracțiune, deci... La care ați asistat și dumneavoastră. Da, am asistat. Deci știu unele detalii. Acum, Iulian Rusu să nu semneze intentarea unui dosar din punct de vedere a unui ofițer, este corect să o facă după procedură. Acum, alta este întrebarea
că sabotările astea într-adevăr apar, într-adevăr se fac și la toate instanțele. Veni funcționarul la șeful CNA cu o anumită informație pe spânul, că există bănuieri rezonabile, că spânul are niște conturi. Ce șeful CNA a făcut corect, nu putea că-i spânul și a deschis dosar penal. Care-i aici problema? N-ați înțeles? Care-i sabotajul aici? Deci... Și cine apărați dumneavoastră? Tot funcționează cum trebuie în țara. Tot funcționează. Care deci, problema? Referit, nu, dumneavoastră ați spus că nu putea fără șeful CNA. Fără șeful CNA. A funcționat normal. Așa, a funcționat normal. Dosar penal acum, deschis tot așa, corect. Și acum hai să vedem acel dosar penal, pe cât el este de pertinent sau nu. Noastră, cum faceți evaluarea dosarului penal? Eu nu fac evaluare, dar am careva informații, domnul Untean. Eu am careva informații, am văzut ceva documente și îmi permit să fac și o concluzie. Nu, eu o să fiu acel care o să dă o verdict. Dacă dumneavoastră, ca politician și ca membru de partid, faceți concluzii dintr-un dosar penal pe care îl gestionează CNA-ul, înseamnă că nu s-a schimbat în gândirea guvernării absolut nimic. Lăsați CNA-ul, după aia procuratura și judecătorul. Dumneavoastră ați văzut că noi să intervenim în lucrul CNA-ului. Ați spus că v-ați făcut concluzii deja. Eu pot să-mi fac concluzii și nu trebuie să concluzii. Concluzii. Nu, domnul Munteanu, pot să-mi fac concluzii. Despre dosare penale nu trebuie să faci concluzii. Dacă îmi permiteți să... Da, vă rog, domnul Mihai, să intervenim. Sigur, dacă e nostru, gata, eu mi-am făcut concluzii. Subiectul s-a inflamat din cauza că domnul Spânu ieri a făcut niște declarații și azi, apropo, fracțiunea Pascului a făcut și un comentariu la declarații respective. Și aici se creează impresia că cel puțin domnul Spânu acuză că oligarhii sau un spiețășor a intervenit cumva prin anumiți ofițeri. Prin șeful de la CNA, că domnului spune, șeful de la CNA o semnă. O secundă, anumiți ofițeri, el dă niște nume acolo, niște ofițeri din SIS, niște ofițeri din CNA, procuratura anticorupției, vizată. Nu ce a spus dumneavoastră. O secundă, nu mă certați. Mă certați că aici, cred că ambii am undeva dreptate, dar ca de obicei dreptate la mijloc undeva. Și ce e interesant pentru opinia publică aici? Interesant să afle, totuși, opinia Pascului deja este. Dar de ce tace SIS-ul și procuratura anticorupție? Asta nu înțeleg, pentru că ei au fost direct acuzați de falsificarea unui dosar. Poate și peste săptămână vor veni cu informații. Poate peste o lună, poate peste o săptămână, dar cazul să vină măcar a doua zi, pentru că SIS-ul a fost, știți ce, venit de KGB-ism. De fapt, SIS-ul a fost învinuit de falsificarea unui dosar penal a unui funcționar înalt din cadrul conducerii Republicii Moldova. La fel și procuratura anticorupție, doamna Drăgălin a trebuit să vină cu opinie, pentru că e vizată procuratura anticorupție, pentru că eu înțeleg că în cadrul pasului... Și acum, iarăși un exemplu. Două secunde. Aici, da. Este important să înțelegem o chestie. Nu e problema că i-a fost înedat dosar penalului Spânu. Problema este... 1, dar 3. Sau 3. Problema este că dânsul acuză falsificarea dosarului. Înțelegeți? E foarte gravă declarația dânsului, adică acuzația dânsului. Și ca opinia publică acum s-a inflamat și trebuie să vină explicații la Procuratura Generală, de la SIS. Deci sperăm că săptămâna viitoare vor veni. Eu cred că și Procuratura Anticorupție și CNA-ul își știu competențele, deci au niște oameni în frunte destul de eu cred că ei vor veni cu reacție. Acum dosarele, nu mai o clipă. Nu mai o clipă, dosarele. Este cel care cu termoelectrica, acolo măcar este un... hai spun, o... Factură ceva, da? Da, exact. Poți să vezi ceva. Deci nu știm, domnul Spânu, nu spus toate dosarele. Ia spuneți-le. Dar ce ține de șor, scuzați-mă, șor, este la... Tocmai de asta, stimați deputat... Tocmai de asta, două secunde. Doar o frază aici. Înțeleg că domnul Spânu are în spate... Eu aș vrea să revin la un subiect care... Domnul Jacota, dumneavoastră ați spus că... Și vreau să mă corectați dacă greșesc aici. Dacă mi-aduc aminte din campania electorală, tare mult s-a mers pe meritocrație. Da, s-a zis că o să fie meritocrație. Și dumneavoastră spuneți că acești șefi de la anticorupție, de directorul Centrului Național Anticorupție, procurorul general, nu sunt numiți politic. Să asumăm, da? Să nu uităm că doamna Drăgălin, mama, a făcut campanii. Deci să zicem că sunt apolitici. Dacă și-ar face, fare, păi dacă mă ascultați, o să aflați. Dacă ei nu-și fac treaba, da? Pentru că totuși avem un haos. Dacă nu-și fac treaba, este un an de când au fost numiți.
Dacă este totuși meritocrație, de ce nu sunt revocați? Dumneavoastră evaluați că ei nu-și fac treaba, adică dumneavoastră ați venit cu... Nu, dar dacă treaba ar fi făcut dosare de furtul miliardului, dumneavoastră, 7 aprilie. Dumneavoastră știți ce a făcut Dragălin în timpul cât este aici? Dumneavoastră știți ce a făcut Iulian Rusu? E destul pentru ca cel puțin... Trebuie să înceapă, măcar ceva.